Valentin Neagoe, liderul sindical al comisarilor gărzii de mediu la nivel național, a declarat că întâlnirea anunțată săptămâna trecută cu ministrul mediului Grațiela Leocadia Gavrilescu, care deține și funcția de viceprim-ministru al guvernului Grindeanu, a avut loc, doar că nu s-a rezolvat problema. Doamna vicepremier a promis că o să aibă întâlniri cu mai mulți miniștri, inclusiv cu ministrul Justiției, în vederea identificării modalității de aplicare a deciziei Curții Constituționale numărul 794 din decembrie 2016, care spune că salarizarea se face la nivelul familiei ocupaționale. Pe românește, instituțiile de inspecție și control ale statului trebuie să fie salarizate la același nivel. Următorul pas este greva generală pe termen nelimitat. Așteptăm ca în cursul acestei săptămâni doamna ministru să își asume promisiunile formulate. În caz contrar, suntem hotărâți să declanșăm greva generală pe termen nelimitat, începând cu săptămâna viitoare, a spus Valentin Neagoe. În grevă generală vor intra toți cei aproximativ 800 de comisari ai gărzii de mediu din România, implicit cei din județul Suceava. Valentin Neagoe a arătat că la discuțiile cu vicepremierul Grațiela Gavrilescu au participat și reprezentanții ai sindicatelor din cealaltă structură a Ministerului Mediului, Agenția de Protecție a Mediului, o structură care la nivel național însumează peste 2000 de funcționari și unde s-a demarat o campanie de strângere de semnături în vederea declanșării grevei generale și în această instituție. Am arătat și la sfârșitul săptămânii trecute că lucrătorii de la Agenția de Protecție a Mediului și de la Garda de Mediu la nivel național, dar și la nivel județean, și-au reunit forțele, determinând o întâlnire în cursul zilei de marți cu ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Se aștepta ca la întâlnire să participe și celălalt vicepremier, Sevir Şaideh, care a avut însă un alt program. Pe parcursul săptămânii trecute, în județul Suceava, dar și în celelalte județe ale țării, angajații gărzii de mediu și ulterior cei ai agențiilor de protecție a mediului au recurs la greve de avertisment sau la proteste spontane, după ce au aflat că majorările de salarii anunțate de guvern nu îi vizează și pe ei, în condițiile în care sunt lucrători în cele două structuri plătiți chiar cu mai puțin decât salariul minim pe economie. S-a dat și un exemplu, cel mai mare venit net al unui comisar al gărzii de mediu care beneficiază și de un spor de doctorat, abia ajunge la 2300 de lei. Există și alte avertizări la adresa factorilor de decizie din cadrul Ministerului Mediului, care ar putea să scoată din amorțeală mecanismul birocratic sau politic, după caz, în condițiile în care, dacă toată lista de avertizări va fi pusă în practică, riscul unui blocaj în ceea ce privește investițiile să devină real, în condițiile în care nicio lucrare importantă nu poate fi demarată fără aviz de la mediu și, de asemenea, nicio investigație importantă pe linie de protecție a mediului nu poate fi realizată fără comisarii gărzii de mediu.